m-ai înșelat cu Sorin. Din episoadele anterioare. Dar acum am ceva pentru tine care o să te facă să regreți cu vârf și îndesat ce ai făcut. Salută și tu pe surioara ta. Raluca este în viață. Delia a trăit cu convingerea că sora ei a fost ucisă, iar acum e în fața ei, vie și nevătămată. Dar întâlnirea lor face parte dintr-un plan diabolic pus la cale chiar de cel care a ținut-o ascunsă. Doamne Dumnezeule, trăiești! Ieși afară! Starea Ioanei s-a stabilizat, viața ei e însă în permanent pericol. Disperat, Ștefan a pornit în căutarea familiei iubitei sale, singura șansă ca tânăra să scape de cumplita boală. Stați liniștit, ați apelat la un profesionist. Da, tată, știi cum e cu banii. Eugen a crezut că, împărțind terenul cu petrol între Radu și Iani, toată lumea va fi fericită. Valeria e convinsă însă de contrariu. Cum tată să facă fiul meu afaceri, să fie partener de afaceri cu interlopul ăla? Tată o să-l șmecherească, își bate joc de el. Valeria, ia-ți seama, te rog frumos. Interlopul ăla este fratele tău și fiul meu. Radu a fost în pericol să-și piardă postul de primar și, odată cu acesta, posibilitatea de a exploata petrolul. Din fericire, Anda a apărut la timp ca să țină piept inspecției în locul lui. Rămâi alături de noi. Începe un nou episod palpitant din Iubiri Secrete. Radu a cedat în fața farmecului Andei, iar acum va fi nevoit să dea explicații asistentelor pentru comportamentul său nedemn de un primar. Radu, ce faci cu asta? Nu e ceea ce pare. Cum așa? Păi gândiți-vă și voi, n-are cum să fie ceea ce pare. A, serios? Da, nu e ceea ce pare. Radu, cine sunt ăstea două? Păi... Radu, să-ți fie rușine! Da-ți fie rușine, Radu! Ce-ai făcut? Desfințitule, adică te mai pus! Nu, stați un pic, trebuie să vă explic. Ea este inspectoarea de la București. Ea este inspectoarea de la București și închipuiți-vă ce a vrut să-mi facă fetelor. Să mă combin cu ea ca să-mi facă un raport mai bun. Eu vă iubesc pe voi foarte mult, foarte mult le iubesc. Să știți, doamna inspectoare de la București. Ai luat-o răzna. Așa că vă rog frumos, doamna inspectoare, poftiți afară. Nu se mai poate, nu se mai... Iubire, continuăm ce am început, dar mai târziu, te rog frumos, mor, să trebuie. Este omor! Ieșiți afară, nu se poate! Of, fetelor, cum puteți să vă închipuiți voi că v-aș înșela eu vreodată pe voi? E foarte simplu, vroiam să mă sacrific pentru dragostea noastră, să fac relația noastră să ajungă undeva la alt nivel, pentru că vă iubesc atât de mult încât n-aș putea să accept un compromis de speța asta. Doamne, ce prostie am făcut, Mimi! Doamne, chiar credeam asta! Ați proaste rău! Drăguțelul de tine, săracul, tu chiar făceai totul pentru noi! Eu nu pot să vă înșel, fetelor! Of. Și acum o să te dea afară? Cred că o să mă dea afară pentru că eu nici în ruptul capului nu pot. Nu accept compromisuri, să fie clar. Uite, primărașul nostru, dar nu, chiar ne pare rău. Cum crezi că ai putea să ne ierzi vreodată? Puteți să mă pupați unde ați lovit, fetelor, și atât. Știți că eu întotdeauna mi-am dorit o relație așa cum am cu voi, monogamă. Și să știți că vă iubesc atât de mult, fetelor, pentru că voi sunteți bune, rău și proaste. Proaste? Proaspete, am spus, fetelor, proaspete. Bune și proaspete. Of. Ștefan trebuie să găsească familia Ioanei cu orice preț. Habar n-are că detectivul la care a apelat este un om periculos, lipsit de scrupule. Cam asta este tot ce știu despre ea. Aveți cumva și o poză de a... Mă scuzați, am aici o poză, am uitat să vă dau, uitați. Ea este, femeia vieții mele, pe care o iubesc cel mai mult. Vă rog din suflet, găsiți-i familia. Doar așa poate să rămână în viață. Am înțeles. Păi, uitați cum facem. Eu vă spun că acest caz e ca și rezolvat. Ați apelat cel mai bun în domeniu. Și o să fac tot posibilul să salvăm această
această domnișoară. Vă rog din suflet, dacă aflați orice amănunt, cât de mic e el, anunțați-mă, sunați-mă. Cu siguranță, așa o să fac. Eu acum am de treabă și tot ce aflu... Vă las. O voi comunica. O zi plăcută. Mulțumesc mult, mulțumesc. La revedere. E frumușică fata. Îmi amintește de Maria. Și? Cum a mers discuția? Cu băiatul? Cu băiatul, exact. Perfect, Simona, perfect. Băiatul ăsta are încredere în mine 100%. E al meu, l-am la mână. Păi și ai de gând să-i cauți familia Ioanei? Evident că o să o caut. Doar că nu o să-i spun și lui adevărul. O diferență. Perfect. Tu te vei ocupa de Ștefan, iar eu de Mădălin. Trebuie să-i avem la mână pe amândoi băieții lui Victor. Așa o să facem. Da, tu nu crezi că ar trebui să-i spui lui Victor că Mădălin e fiusul? Între timp? Deocamdată nu. Mai întâi trebuie să-l conving pe Mădălin că sentimentele mele sunt pure, sincere, nevinovate, că îl iubesc atât de mult. Și de-abia după ce va fi convins de aceste lucruri, va putea afla și Victor adevărul. Până atunci, sub nicio formă. Planul tău sună bine. Numai că mă gândesc că ar trebui să pui în aplicare până să-l merlească Victor, Simona. Știi că m-am gândit și eu la asta? M-am gândit la asta, să știi. Dar mă voi ocupa personal și de acest lucru. Sper. Să-i curme viața Deliei ar fi fost prea simplu pentru Victor. Delia trebuie să știe că Raluca este în viață și că o poate pierde din nou, definitiv. Doamne, nu pot să cred că trăiești. Nici nu pot să cred că trăiești, surioara mea. Am așteptat atâta timp momentul ăsta. Noi vă lăsăm puțin la povești acum. Mergem să deliberăm soarta voastră. Doamne, nu pot să cred că ești aici, că ești în viață, că ești sănătoasă, că te văd în sfârșit. Eram convinsă că ai murit. Stai liniștită, surioara mea. Acum nimeni nu ne mai poate despărți. Suntem împreună în sfârșit. Am așteptat atâta momentul ăsta. Nu credeam că o să mai existe în viața mea vreodată. Ce mult mă bucur că ești aici, că ești în fața mea, că ești sănătoasă, că ești bine. Dar tu cum te simți, Delia? Cum te simți? Ți-ai recăpătat memoria? Îți mai amintești ceva? Nu, din păcate nu mi-aduc aminte nimic. Dar am aflat ce a făcut Victor. Am aflat că te-a răpit și că te-a vrut să te omoare. Eram convinsă că a făcut asta. Nu, m-a răpit acum 2 luni și mă ține închisă, da? Am o singură durere în suflet de atâta timp. O durere imensă. Ce durere? Ce s-a întâmplat? Faptul că nu mai povedea pe omul pe care îl iubesc, pe Sorin. Da, înțeleg. Delia? Delia? A pățit ceva, Sorin? S-a întâmplat ceva cu el? De ce nu-mi răspunzi? Hai, Delia, răspunde-mi, te rog din sufletul meu, răspunde-mi! Delia a încercat să-l contacteze pe Sorin, iar acum apelurile lui rămân fără răspuns. E o tăcere care nu prevestește nimic bun. Sorin! Sorin! Ce cu tine? Ce ești așa nervos? Ce pățit? Nu știu nimic de Delia. Nu-mi răspunde la telefon. Și care e problema? Tu ești cu Simona. Ce te interesează de Delia? N-am fost niciodată cu Simona. Eu pe Delia o iubesc. Sorina, e nebunit? Cum să o iubești pe Delia? Delia e cu Victor! Iulia, e o poveste mai complicată. Fetița asta m-a ajutat mult de tot. M-a readus la viață. M-a ajutat să trec peste moartea Raluca. Înseamnă mult de tot pentru mine, înțelegi? Și mi-e frică. Mi-e frică să nu o pierd, cum am pierdut-o și pe Raluca. Da, știu cum e să pierzi pe cineva, drag. Dar tu ce faci? Unde te duci? Păi eu vreau să mă duc la Madeleine, să-i duc un pachet. Păi, voi doi v-ați împăcat sau ce? Din păcate, nu. Păi și cum, tu îl iubești ca fraiera? Da, Sorin, îl iubești. Ce vrei să fac? Asta e! De ce tocmai pe el, mă? De ce tocmai Delia? Ce? Scuză-mă. Scuză-mă, surioară. Dragostea e irațională și eu ar trebui să știu cel mai bine lucrul ăsta. Mi-a fi supărat.
Oare va avea Delia curajul să-i spună Ralucăi că Sorin acum este iubitul ei? Ce-a pățit? N-a pățit nimic. Sorin e bine. Parcă-i convins că ai murit. Sigur e bine? Da, e bine. Se gândește la tine mereu și te iubește foarte mult. Doamne, cât de mult te iubesc, ce dor mi este de el. Gândesc la el în fiecare clipă, nu a fost zis să-mi vină în minte. Dar nu are pe nimeni altcineva, nu? Nu, nu și-a găsit pe nimeni. El te iubește numai pe tine. Cred că ar fi foarte bucuros să te vadă, să știe că trăiești. El este cel care m-a făcut mai puternică, gândul că mă iubește și undeva acolo departe mă așteaptă. M-a făcut să trec peste orice obstacol. Da, așa e. Dragostea ne ajută să fim mai puternici. Tu ești bine? Tu iubești pe cineva? Am iubit și eu un băiat, dar trebuie să-l uit. Delia, nu trebuie să-l uiți. Ascultă-mă. Delia, când iubești pe cineva cu adevărat, trebuie să-l uiți până la capăt. Să nu renunți niciodată. Raluca, dacă vrei să-l mai vezi pe Sorin, va trebui să facem cumva să plecăm de aici. Probabil Victor vrea să ne omoare. Asta e ultima noastră șansă. Tu chiar crezi că asta vrea să facă să ne omoare? Păi de ce altceva ne-ar fi adus aici? El vrea să ne vedem și apoi să ne omoare pe amândouă. Ăsta e stilul lui sadic. Bine, atunci ascultă-mă. Trebuie să ieșim cât mai repede de aici. Trebuie să fugim. Faptul că e fiul bătrânului Mariș i-a adus noroc lui Iani. Zilele de dificultăți financiare se pare că au luat sfârșit pentru Interlop. Fii atent ce vreau să fac aici. În primul rând vreau să șterg după fața pământului satul ăsta și în loc de sat să fac un mall. Sală de fitness pentru boi, vaci, tauri. Tauri. Fii atent. Dacă să mai rămână la primar? Te-ai gândit la treaba asta? Cum, bă, băiatule, să nu rămână? Vrei să-mi stea inima? Uite-o și pe Anduța Vânuța. Ia zi. Cum a fost acolo la primărie? Misiune îndeplinită, băieți, cu perfecțiune. Lăducul rămâne primar. Este, băi! Combat-o-s, combat-o-s, frăție! O să fiu bogat! Aș vrea să mai reformulez. O să fiu bogat! Nu, ai zis... O să fiu foarte bogat! Nu, iubi, nu! Atunci zi, fă, tu... O să fim foarte bogați. Eu cu tine, ai înțeles? Sau eu cu tine, așa. Și mă scuzi pe mine. Da, pe că te ești urât. Auzi, dacă o să fim foarte bogați, ia-mă și cu bumbu pasional. Taure, te rog frumos, întoarce-te și pune și mâinile la ochi. Acum vrei să te popă aici? Ce, da. Nu sunteți nebuni, nu sunteți la grădiniți? A, deci Taure nu vrea să întoarcă, vrea să vadă cum să ne asist. Popăm. Hai că pun ochelari, hai. Că nu se vede. Uitați-vă, mă! Uite-te la boșorogul ăsta, zici că doarme, nici nu ne bagă în seamă. Zi, mă, ceva să se uite la noi. Da. Tăticule, ticălosule, chiparosule, ce-i cu fața asta la tine? Asta e fața ta? Bună ziua! Ia mă, Joan, auzi, tăticule, am și o întrebare. Ne făceam copilăria. Ne facem copilăria. Ne trăim copilăria. Ce răutăcios! Ești amuzant? Ți se pare, da? Ei, am să vă spun ceva foarte important. Pe zi mai repede, care nu-mi zici, îi dau lui asta un capac. Imediat, imediat. O să-ți treacă toată veselia. Dragii mei, tocmai ce am venit de la notar și am anulat operațiunea de donare a terenului cu petrol către tine și către Radu. Cum? Ce-ai spus? Da. Vă vrei să-ți dau un capac? Zi, cum e posibil? De ce? De ce? A fost posibil ce? Pentru că notarul nu a apucat să înregistreze actele. Și de ce ai făcut așa ceva? Mai am făcut treaba asta pentru că așa era normal. Valeria m-a învățat și mi-a spus că este foarte bine să fac treaba asta. Nu trebuie să vă urâți și să vă vânați între voi. Pentru Valeria, Ioana face parte din familie. Din păcate, viața fetei cu chip de copil depinde de familia în care s-a născut. Cum te simți, draga mea? Mă simt mai bine, să știți. Și oricum, eu m-am împăcat cu gândul că în curând o să merg la Dumnezeu. Ioana, nu vorbi așa. O să găsești familia și o să faci transplant. Nu vreau să mai fac alte iluzii. Eu... merg la ceruri cu curie, că acolo mă așteaptă Dumnezeu. Nu am niciun regret, doar că mi-aș fi dorit să fi putut să-mi cunosc mama, să o cunosc pe femeia care mi-a dat viață pe acest pământ. Ai să o cunoști, ai să vezi, totul să fie bine. Să vezi tu că ai să o cunoști pe mămica ta. Este prea târziu. Știu asta. Este prea târziu.
Dar vreau să vă spun că de când v-am cunoscut pe dumneavoastră, ați fost ca o mamă pentru mine. Și nici măcar nu vă imaginați cât de mult mă bucur, pentru că eu n-am știut niciodată ce înseamnă să am o mamă. Ioana, stai liniștită că tot o să fie bine, ai să vezi. Nu se... Ioana, te rog, ascultă-mă puțin. Ștefan, te rog frumos să ieși afară, nu vreau să te văd. 30 de secunde, atât. Nu vreau să te văd nici măcar o secundă, Ștefan. E distrus sufletul. Ioana, te rog frumos, ascultă, hai să vedem ce vrea să zic. Nu vreau. Ioana, am angajat un detectiv, un alt detectiv să-ți găsească familia. Nu o să închid un ochi până n-o găsim. Îți jur că o să salvez viața, Ioana. Chiar dacă poate nu o să mă ierți niciodată, o să știi că te iubesc și o să te iubesc toată viața. Asta am vrut să spun. Bine, acum ieși afară, te rog. Ioana, băiatul ăsta te iubește. E clar ca lumina zilei că te iubește. Doamna Valeria, omul ăsta mi-a distrus sufletul. Mi-a distrus inima și a bătut joc de toată dragostea mea. M-a înșelat. Și nu pot să trec peste asta oricât de mult l-aș iubi. Și credeți-mă, chipesc enorm. Că nu pot. Tu ai mai fost aici? Știi pe unde e ieșirea? Am mai fost mai demult, dar chiar nu mai țin minte. Și ultima oară când m-au adus aici eram legată la ochi, n-am văzut absolut nimic. Delia și Raluca profită de faptul că sunt singure pentru a pune la cale un plan de evadare. Dacă ne prind cumva, nu crezi că o să fie mai rău de atâta? Raluca, nu mai avem nimic de pierdut, trebuie să plecăm acum. Ok. Ce faceți, fetelor, plecați? Păi fără să vă luați la revedere. Sper că v-a plăcut cadoul. Dar, din păcate, a venit momentul să vă luați la revedere. Te rog, omoară-mă pe mine dacă vrei, dar pe ea las-o să plece, te rog frumos. Ce tragice sunteți. Edi, bagă pistolul ăla în buzunar, că se sperie domnișoarele. Luați loc, vă rog. Luați loc, am spus. Dragile mele, stați liniștite, Victor Stoian nu vă omoară. Pentru că Victoraș mai are și alte surprize pentru voi. Măi, cu noi nu o să-ți meargă jocul ăsta, înțeles? O să plătești pentru tot ce ai făcut. Ia uite ce tupeistă e. Îți place, Raluca, ce tupeu are suriora ta? Da, să știi că sunt foarte mândră de sora mea. Ești mândră? Hai să spun eu acum ceva care o să-ți schimbe părerea. Știi de ce am adus-o aici pe Delia? Victor... Știi ce a făcut? Victor, termină! Termină cu minciunile! Ieci că era la un moment dat iubita mea. Doar că am prins-o în pat cu alt bărbat. Termină odată cu minciunile astea! Minciuni? Nu sunt minciuni, ăsta este adevărul. Și la urmă urmei ce? Foarte bine că ți-a făcut asta. Mergi din plin, ești un nemernic. Raluca, ușurel, încă nu ți-am spus tot. Victor, termină! Delea, taci din gură! Vezi tu, Ralucuța, bărbatul cu care s-a culcat Delia nu era orice bărbat. Era... Frumosul vis de îmbogățire a lui Iani tocmai a fost spulberat. Dacă îți rămâne ție și lui Radu, ies discuții, ies scandalul și alte nenorociri. Eu am mai trecut prin asta și știu ce înseamnă, să știi. Da. Și ca să nu iasă scandal, tu îndrăznesc să mie de la gură câteva milioane? Ai? Ia dă-te fă la parte! Dă-te! Ia zi-mă! Măi, Iani, banii pe care îi câștigi fără să faci nimic, așa pe degeaba, îi pierzi la fel de repede. Nu o să, o să vezi tu că așa este. Mă, tăticule, și te-ai gândit tu să faci tu dreptate? Măi, 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 păi, așa tăticule. E normal, așa e normal, așa trebuie. Măi, tică nu fie, tăticule. Fii sincer, eu sunt cumva la camera ascunsă. Iani, Iani, trebuie să vorbești mai frumos, Iani. Sunt tatăl tău totuși, nu? Auzi, vrei să-ți dau eu mai bine o mamă de bătaie? Sau mai bine un tată de bătaie dacă toți suntem noi neamuri, a? Hotărârea asta nu am luat-o eu singur. M-am sfătuit cu Valeria și am constatat că este mai bine așa. În primul rând, voi doi nici nu ați putea să vă descurcați ca, așa cum trebuie, nu? Normal. Bă, și cine frică mi zici un meu e Valeria asta? Cine e ciocănitoarea aia cu vată în fălci? Zi, cine? Este fata mea. Este fata ta. Și-o cine sunt, mă? Un străin după stradă, mă? Ha? Iani, nu mai vorbi așa. Sunt totuși tatăl tău, înțelege lucrurile astea. Fii un pic mai înțelegător. Mi-a venit o idee. Ce-ar fi să te asesinezi eu pe tine în seara asta și mâine să-mi rămână mie totul? Iani, 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 cum poți să vorbești? Unui părinte îi vorbești așa? Bă, 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 cu fața asta, pleacă că te spargi. Pleacă că te spargi, te devastezi. Pleacă! Pleacă că te iau la picioare. Lasă-mă un pic.
Bă, gândește-l pe ăsta de aici. Băi, l-auzi, pleacă de aici. Eu am venit să vorbim. Bă, nu vrei să fac infart, pleacă de aici. Băi, băi moșule, ridică-te momentul ăsta și dă-i drumul de aici. Da. Până nu este nasul. Acum. Mișcă-te. Să știi că o să mulțumești mai târziu. Bă, l-auzi. Da. Mă, mai bine te toc și te fac momelă pentru pește. Iani, avem 24 de ore ca să facem ceva cu boșorogul ăsta, că nebunesc! Din dragoste să ajunge Balamuc, dar mi-a venit mie o idee. Bună, cea mai bună. Dar vezi ce fac eu, lurăm asta violat. Bă, ascultați-mă și pe mine un secundă. Până la crime. Dacă ar putea da timpul înapoi, Ștefan s-ar opri la momentul în care el și Ioana au fost împreună. Din păcate, relația lor abia înfiripată e acum distrusă. Ia spune-mi, care mai sunt peștile? Vezi tu, bunică, dacă nu-i găsim părinții Ioane în câteva zile, o să... Liniștește-te, mama. Liniștește-te și ai încredere în Dumnezeu. Eu sunt sigur că o să se îndure de o ființă atât de pură și de specială. Și o să o facă bine, să vezi. Sper, bunică, sper din suflet. Dar vezi tu, ea încă e supărată pe mine. Nici nu vrea să mă vadă. Crede că am înșelat-o și... Probabil chestia asta... I-a agravat situația, bunico. Păi stai puțin să înțeleg. Deci ea crede că tu te-ai culcat cu femeia aia? Păi nu-i normal, bunico. A venit peste mine în cameră și m-a prins când eram aproape dezbrăcat. Doamne, ce pot să fac? Hai, liniștește. Bunico, scuze-mă, trebuie să răspund. Da. Da, eu sunt. Da, v-am sunat și mai devreme. Da, să vă cer evidența de la orfelinat. Da. Trebuie să găsesc urgent părinții unei persoane. Am angajat și un detectiv, dar mă ocup și eu de asta. Doamna Margareta, mă bucur să vă văd. Și eu, fata mea. Mă bucur mult. Cum ești? Bine, nu? Mai bine. Mai bine. Puțin mai bine. Ioana, eu nu vreau să par grosolană, dar nu este ora de vizită și nu se poate să stau mult, așa că vreau să trec direct la subiect. Spune-ți ce s-a întâmplat. Păi, este vorba despre Ștefan. Uite-te la mine. Tu trebuie să știi adevărul. E foarte important să știi adevărul. Cele două surori sunt pe cale să afle că iubesc același bărbat. Raluca, nu-l lua în seamă. E un nenorocit. Minte! Delia, te rog respectuos să mă lași să vorbesc cu suriora ta dacă nu vrei să-ți scot niște dințișori din gură. Deci, Raluca... Așa cum îți spuneam, surioara ta Delia nu s-a culcat cu orice bărbat. Bărbatul ăla era un om de-al meu. M-a trădat cu un om de-al meu. Așa și? Ți-am spus că mergi din plin. Ah, sau ți ciudă că nu o să mai poți avea niciodată. Draga mea, dragile mele, eu nu sunt nenorocit. Și ca să vă demonstrez că sunt băiat bun, am să vă mai acord încă o șansă. Tu, Raluca, vei merge în camera în care ai stat în ultimele luni. O să ai acolo mâncărică, somn, căldurică, tot ce vrei. Ai înțeles? Bun. Delia, tu vei merge în oraș alături de mine ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Clar? Dacă o să fii cu minte, surioara ta o să fie bine. Dacă nu, nu o să fie bine. Edi, ia-o. Dar lasă-le să se îmbrățișeze odată. Îți promit că o să te salvez, îți promit! Delia, ai grijă de ce faci, te rog, ai mare grijă de tine. Dacă vreodată o să mă mai trădezi, nu o să o mai cruți pe Raluca. Dar înainte să o trimit pe lumea cealaltă, am să-i spun cu lux de amănunte cum te iubeai tu cu Sorin, marea ei dragoste. Nu, te rog frumos să nu faci asta, te rog! Dacă o să fii cu minte, nu o să fac asta. Și repet, trebuie să nu afle nimeni ce ai văzut aici. Dacă poliția sau Sorin află, Raluca va fi executată. Îți promit, Victor, îți promit că nu o să spun nimănui, îți promit. Vezi, Delia, există pedepse mai crunte decât moarte. Fii cu minte și ascultătoare și totul va fi bine. Ioana a crezut că Ștefan a înșelat-o, dar acum e timpul să afle adevărul. Pentru toată situația asta, toată vina o poartă Victor. El i-a pus condiția lui Ștefan să se culce cu o damă de companie, adusă de el, bineînțeles, în schimbul informațiilor despre familia ta.
dar Ștefan nu trebuia să culce niciodată cu femeia aia, nu trebuia să accepte sub nicio formă, nu trebuia. Ștefan trebuia să-l convingă pe taică-su că s-a culcat cu femeia, numai că el i-a spus femeii tot adevărul și împreună au făcut să pară că au făcut dragoste împreună de ală și găsi pe Ștefan cu cămașa desfăcută și plin de ruj. Totul era pregătit pentru Victor. Ei nu s-au culcat împreună. Crede-mă pe cuvânt. Deci ei nu au avut nimic împreună. Tu, ascultă-mă puțin. Eu toate astea ți le spun nu ca să le apăr pe Ștefan. Ți le spun pentru că ăsta este adevărul și până la urmă știu și cât te iubește. Pentru asta ți le spun. Vă cred, doamna Margareta, vă cred. Doar că mi este atât de rușine, mi este atât de rușine. L-am crezut și m-am mântuit de dragostea lui, deși nu trebuia. Calmează-te. Nu i-am dat șansa să-mi explice. Calmează-te, totul părea atât de clar încât oricine locuitor s-ar fi păcălit. Da, totul părea atât de clar, dar eu trebuia să fiu sigură. Dragostea lui Ștefan trebuia să știu că nu mi-ar face asta niciodată. Important e că știi adevărul și sper că asta să-ți dea puterea să lupți mai mult pentru viața ta alături de el. Sper din inimă să fie așa. Ștefan mai e aici? Tu ce zici? Nici nu s-a dezlipit de lângă ușă nicio clipă. Puteți să-l rugați să vină puțin până la mine? Ștefan, mama, te așteaptă Ioana înăuntru. Bine ați venit în trenul dragostei! Atenție, se închid ușile! Urmează stația dormitorul meu fierbinte cu peronul pe hol în dreapta! După o zi de lucru cu inspecție și mult stres, imaginația lui Radu este încă în funcțiune. Firește, cu ajutorul celor două muze sexy. Eu quiero cea! Eu quiero ciucea! Cea, ciucea! Ciucea! Radu! Bunicule, îmi pare rău, eu mă duc până în dormitor să știi că la cauz gălăgie de la mine, iartă-mă. Radu, trebuie să stăm de vorbă. Un pic mai târziu că sunt în tren, nu pot să cobor acum că sunt între stații. O să fie interesant, băiatule, e vorba de terenul ăla, dragule. Ce cu el? Nu mai e. Zi repede, poftim! Am hotărât să nu mai țin dones. Țuuuu! Fetelor, îmi pare rău, am tras semnalul de alarmă, duceți-vă în camere, hai! Bunicule, m-ai făcut să mă dau jos din tren, bunicule, ce înseamnă asta? Parcă-mi lăsase-i mie terenul și lui Iani. Da, mi-a lăsasem, dar după discuția care am avut-o cu Valeria, am mers la notar și am anulat totul. Nu se cade să mai intrați voi în afacerea asta, pentru că nu l-ar face bine. Se provoacă râcă în familie, dușmănii și, sincer să fiu, nu îmi doresc lucrul ăsta, clar. Să stai puțin așa! Tu ai văzut trenul ăsta mare aici? Da. Și tu ai impresia că ăsta se ține cu aer? Trebuie întreținut cu bănuți, bunicule, cu bănuți! Am înțeles. Dar ce te faci dumneata dacă eu am hotărât așa și hotărârea este definitivă? Ah! M-ai rănit atât de tare, bunicule, e ca și cum m-ar fi lovit un tren la o viteză de 100 de kilometri pe oră. Vai, vai, vai. Ah! Bună, taticule! Intrați, intrați, faceți-vă comod ca la voi acasă. Și cu voi, mă, cu bagajele astea, ce spun? Măi, taticule, țin să spun că noi trei suntem trei sărăcii care suntem sărăcii. Păi și care? Și noi trei care suntem sărăcii o să ne mutăm aici a căsică că n-avem unde să facem lucru. Voi aici? Da. Doamne, fă-l bine pe tăticul. Bucuria Deliei de a-și vedea sora a fost de scurtă durată. Dacă nu respectă condițiile lui Victor, Raluca va dispărea, dar nu înainte de a afla de relația ei cu Sorin. Deci, scumpa mea, sper că ai înțeles. Dacă ciripești cuiva ce ai văzut, surioara ta, Raluca, va merge în ceruri, iar tu o vei avea pe conștiință. Da, am înțeles. De acum încolo, vei face tot ce spun eu. Tot, dacă vrei să o vezi din nou liberă. Am înțeles. Bine. Acum, frumoasa mea, hai să uităm tot. Suntem un cuplu fericit, nu? Victor, te rog să mă scuzi, eu vreau să merg până la baie. Bine, dragoste mea. Ne vedem mai târziu. O să fie doar de tine. Trăiește. Și eu m-am îndrăgostit de iubitul ei, de Sorin.
Nu, trebuie să-l uit. Trebuie să-l uit și să fac totul pentru sora mea. Doamne, Delia, unde ai fost? Eu n-am auzit că vrei să vorbești cu mine. Da, Ștefan, vreau să-ți vorbesc. Margareta tocmai i-a spus Ioanei că ceea ce a văzut cu ochii ei a fost doar un scenare și că Ștefan n-ar înșela-o niciodată. Ștefan, vreau să-mi cer iertare. Îmi pare atât de rău că nu am avut încredere în tine. Îmi pare atât de rău că nu te-am ascultat, că nu te-am lăsat să-mi explici. Îmi pare atât de rău. Ana, nu-ți cer iertare. Te rog din toată inima mea să nu mă ierți. Nu trebuie să-ți cer iertare. Nu trebuia nici măcar o secundă să mă întoiesc de tine. Ana, uite-te la mine. Te înțeleg perfect. Și aș fi făcut același lucru dacă eram în locul tău. Ana, chiar nu mai contează. Toate astea nu mai contează. Dar nu trebuia să mă îndoiesc de tine. Nu trebuia să mă îndoiesc de dragostea ta. Îmi pare de rău, iartă-mă. Tot ce contează acum că suntem unul lângă celălalt. Am crezut că te-am pierdut și eram devastat. Iar acum mă simt atât de împlinit. Te iubesc, Ioana. Te iubesc, Ștefan. Te iubesc din toată inima mea. Și eu te iubesc, Ioana. Te iubesc, îngerul meu. Te iubesc mult. Ești cel mai frumos lucru din viața mea. Ești cel mai frumos, cel mai prețios lucru pe care l-am. Aș dori să avem o familie împreună, să avem o viață, să avem un viitor. O să avem un viitor împreună, să avem o familie împreună, pentru că vom fi toată viața împreună. Nu vreau să ne facem iluzii degeaba, Ștefan. Nu-i degeaba. Nu vreau să ne facem iluzii. Nu sunt iluzii, Ioana. Eu o să te salvez. O să-ți găsesc familia și o să te salvez, Ioana, pentru că te iubesc. Ștefan. Nu vreau să ne facem iluzii, nu vreau să sufer mai târziu. Eu o să mai trăiesc pe acest pământ câteva zile după care o să mor. Înțelege treaba asta. Nu, nu cetează, nu e adevărat, nu e adevărat. Nu ne sperăm degeaba. Nu, trebuie să lupți, trebuie să luptăm împreună. Nu ceda lupta, Ioana, te rog. Îți promit că pentru dragostea noastră o să-mi adun toate forțele și toată puterea și să lupt pentru viața mea, îți promit. Te iubesc mult. Și eu te iubesc, Ștefan. Și n-ai idee. Delia trebuie să se țină tare. Dacă Sorin află adevărul, Raluca e pierdută. Stai! Mi-am făcut o grămadă de griji pentru tine. Am crezut că te-am pierdut cum am pierdut pe Raluca. Nu, sunt bine, sunt bine. Dar te rog să ieși, Sorin, că nu e bine să te văzut aici. Ce s-a întâmplat? De ce nu mi-ai răspuns la telefon? N-aveam baterie. Te rog să ieși. De ce te comporți așa cu mine? Mi-am făcut 1000 de griji pentru tine. Știu, Sorin, îmi pare rău, dar nu e momentul să vorbim despre asta acum. Te rog să pleci, te rog frumos. Delia, ce se întâmplă cu tine? Ce ai pățit? Ce mi-a ascuns, iubito? Sorin, m-am gândit mai bine și noi doi nu putem fi împreună. Relația noastră trebuie să înceteze. Cum adică noi nu putem fi împreună? Adică ieri ne iubeam amândoi și acum îmi spui că nu putem fi împreună? Nu, Sorin. Raluca e sora mea, tu ai fost iubitul ei. Nu e corect să fim noi doi împreună. Uite-te în ochii mei, mă. Uite-te în ochii mei. Lasă-mă. Uite-te în ochii mei. Mă mai iubești? Da sau nu? Mă mai iubești? Mă iubești? Lasă-mă. Aha. Deci asta e. Asta e, mă. Asta e, mă. Tu nu mă mai iubești, da? Ți-a trecut de mine? Sorin, nu contează asta, nu mai contează nimic. Înțelegi, noi doi trebuie să ne despărțim în momentul ăsta. Cum, Doamne? Cum, Doamne, că ne iubeam? Dacă Marișii nu-l vor, el îi vrea. Iannis s-a decis să se instaleze în casa lor împreună cu Tauru și Anda. E, de fapt, începutul unui război psihologic. Măi, dar voi chiar aveți de gând să vă mutați aici, măi? Da, tăticule, pentru că nu avem unde să stăm. Și în plus de asta vreau să recuperăm toți anii care nu ai fost lângă mine. Vă vreți terenul ăla, măi? De-aia îmi faceți toată demonstrația asta de forță? Cum noi să vrem terenul ăla? Băi, tăticule, dă-ne odată terenul, ta și fiecare se duce la casele lui. Scap de noi, nu ne dai terenul, stăm aici. Măi, oameni buni, nu aveți loc aici, mai ales cu toții și cu ce aveți voi pe aici, nu se poate. Pe fii atent, Barosane, că m-am gândit și la treaba asta. Panduța Bânuța o pun să doarmă cu sora mea. Eu o să dorm cu trănepoțelul meu mic, Ionuț, în cameră.
Și pe Tauru îl pun să doarmă cu tine. Dar fii atent că ăsta e de la generația House. Ascultă muzică până la 2-3 dimineața. Ia fii atent. Taure, te rog frumos. Tum, ta, tum, ta, tum, ta, tum, ta, tum, ta, tum. Bunicule, eu zic să terminăm cu bâlciul ăsta și dă-ne terenul, ce să mai? Sub nicio formă. Nu vă las eu să vă păruiți, să se aleagă praful toate relația asta în familie din cauza unor chestii de genul ăsta. Nu! Dar mă vezi mult dacă te min cu ceva. Dar nu, eu cu lăducul ne înțelegem perfect, 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 perfect. Bunicule! Eu-l iubesc pe Iani, tu ai uitat că am stat în aceeași casă, a fost cu mnăței, înțelegi? Acum e unchiulețul meu pe care îl iubesc mult. Radu, I love you too. Ce căutați mai aici? Ia uite cine a venit. Victor este omul care până la urmă obține ce vrea. Delia va rămâne lângă el. E, și acum că am rezolvat cu Delia, ne vom ocupa exclusiv de domnul Mădălin. Șobolanul trebuie să dispară imediat. Ce faci, mămica mea scumpă? Nu la fel de bine ca tine, Victor. De ce? Păi mă bucur, mamă, că tu poți să fii atât de bine dispus după tot ce s-a întâmplat cu Ștefan. Mamă, Ștefan va fi bine, hai să vezi. Se călește acum și se va întoarce acasă bărbat. Se bătu joc de el. Mamă, nu vreau să ne certăm în seara asta. E o seară specială pentru mine. Vreau să luăm cina cu toții jos pentru că am să vă dau o veste extraordinară. Noi suntem într-o așa o situație delicată și ție ți-ar de dat vești. În 10 minute ne vedem jos. Și vestea pe care am să o dau o să-ți aducă o mare bucurie. Hai să vezi. Iani tocmai le-a promis marișilor în modul lui subtil o viață de coșmar. Foi frate meu, noi o să ne mutăm aici pentru că nu avem unde să stăm. Suntem săraci. Săraci lipiți măi, pământului. Ăștia vor să se mute aici. Da. Vor terenul ăla neapărat și vin grămadă pe capul nostru. Ia uite. Nu, tată, terenul al donesc. Punct. Mă, tată, dar cine e asta s-o ascult mereu? Mamaie, tataie, ardealul, predealul, cine? Iani, ascultă, nu-ți va da niciun teren. Și acum ieșiți afară din casă. Oh, să ieșim afară? Să ieșim afară pe și casa lui tăticu. Lui tăticu meu. Gata, haide, mai Valeria, haide să lămurim problema, să limpezim lucrurile. Terenul ăla nu-l dai lor, clar. Eu nu-mi distrug familia pentru bani. Mamă, mă doare urechile. Noi mergem să ne odihnim, mâine o să avem o zi grea. Haide, oi! Hai! Stați mai mei, stați puțin, dar nu aveți destule camere, unde vreți să vă duceți? Nu avem destule camere și n-are nimic, le facem noi. Și încă ceva, sor meu. Vreau să te pun să dorm cu Anduța Bunuța. Am impresia că din seara asta o să dorm cu tăurașul. Mâine dimineață când te trezești, am impresia că o să zâmbești mai mult. Deci, good night. Ai văzut, mamă? Eu unde mai fac sex acum? Mă dispar și tu, că te căpăcesc! Nu dona terenul! Bă, donez terenul! Informația înseamnă putere, iar Vlad știe cel mai bine acest lucru. Investigația legată de familia Ioanei îi poate aduce date pe care le poate folosi în scopuri proprii. Bună seara, doamnă! Vlad Dumitrescu sunt. Vreau să vorbim 2 minute, dacă se poate. Doamnă! Mi s-a spus că acum 30 de ani, dumneavoastră ați luat o fetiță nou născută din maternitate și ați dus-o la orfelinat. Dar cine v-a spus lucrul acesta? Nu e adevărat. Doamne, doamne, nu sunt de la poliție. Dar a trecut 30 de ani, domne, nu mai mi-aduc aminte. Ați face bine să-mi spuneți adevărul, pentru că dacă nu, aceste informații pe care eu le dețin vor ajunge la poliție și dumneavoastră veți avea probleme. Vă rog să faceți un efort să vă aduceți aminte. O viață am încercat să uit incidentul ăsta. Acum 30 de ani a venit la noi la maternitate o domnișoară de 16 ani ca să nască. Era însoțită de mama ei, o femeie foarte dură. Vă ascult. Da, și fetița asta de 16 ani, adolescenta asta de 16 ani, a fost anesteziată și a născut prin cesariană. Când s-a trezit, mama ei a spus că a pierdut sarcina, dar nu era adevărat. Și ce s-a întâmplat cu copilul? Ce copil, domne? Că erau doi. Gemeni. Fată și băiat. Și ce s-a întâmplat cu gemenii? Au fost luați și duși la orfelinat. Dar numai fata a ajuns. Băiatul s-a pierdut. N-a mai ajuns la orfelinat. Vă mai aduceți aminte cumva cum o chema pe mama gemenilor?
E deja seară, iar la Snagov e timpul pentru cină. De fapt, au fost chemați de Victor, care le-a pregătit o surpriză. Dragii mei, mă bucur că sunteți cu toții aici. Am insistat să luăm cina împreună, pentru că această seară este foarte importantă. Rămasa mea, pe tine te așteptam. Dragii mei, vreau să vă împărtășesc și vouă sentimentele minunate pe care le simt și le trăiesc în ultima vreme. Această femeie minunată m-a învățat ce înseamnă dragostea adevărată. În câteva zile am iubit cât nu am iubit o viață întreagă. De aceea, în fața voastră, vreau să o cer în căsătorie. Victor, ți-ai pierdut mințile? Mama, te rog frumos să nu-mi strici seara. Delia, dragostea mea, vrei să fii soția mea? Vrei să ne petrecem tot restul vieții împreună? Ei mâine. Nu or să mai aibă după ce să bea apă. Așa că voi trebuie să mă faceți să explodez. Da, recunosc. Eu din pușcărie, mamă, am ieșit o brută. Asta am ieșit. Convingeți pe Valeria, măi? Ce? Nimic, perețește. Da. Trebuie să o convingeți pe Valeria, mă. Da. Asta e de până. Maxim 3 zile când voi ieși de aici. Iar momentul în care voi ieși de aici, Stoiane, o să înceapă apocalipsa. Stoiane vrea să-l omoare pe Mădălin? Da. Oh! Sunt foarte multe lucruri pe care tu nu le știi despre mine. Iar în momentul în care o să le afli, va fi mult prea târziu. Mă, dar ce misterios ai devenit! Aolo, bunicule! Suntem terminați! Cam pe la ora asta, domnul Mădălin e gata.